să vă povestesc ce mi s-a întâmplat după seminar, că și oricum vreau să vă zic așa două, trei vorbe. Eu merg de 15 ani la tot felul de seminarii și pe afară foarte mult și am văzut tot felul de trainer și am avut tot felul de experiențe. Nu pot să compar niciuna dintre experiențe cu experiența pe care am avut-o, dragilor, în weekendul ăsta. Deci s-au întâmplat niște lucruri magice, dar explicate în mod științific. De asta vreau să vă spun. Deci magie explicată cu formule, frumos, cu grafice, cu tot, cu tot felul de matrici și așa mai departe. Ne-a explicat domnul profesor într-un mod la care să pricepem și noi. Eu am priceput, într-adevăr, probabil mi-a fost mai ușor pentru că eu, ca și formație, sunt inginer chimist și am făcut suficientă chimie fizică la școală ca să pricep cât de cât ce se întâmplă. Oricum, în ultimii ani am dezvoltat partea intuitivă și a fost din start. Pentru mine a fost mai puțin important partea teoretică, explicațiile științifice, cât experiența pe care am avut-o lucrând cu doamna Galina și cu domnul Serghei, construind aceste structuri și învățând, practic, să folosesc, nu să le port așa. Le-am luat ieri, că n-a rezistat. Am luat două. Așa. Ce vreau să vă spun după seminar? Eu am avut o situație foarte atipică luni, ieri. Am avut o tranzacție imobiliară extrem de dificilă pentru că era un apartament ipotecat. Era aparent imposibil de făcut. Trena situația de 8 săptămâni. Și ieri trebuia să semnăm actele și erau tot felul de piedici. La un moment dat credeam că cel care vrea să cumpere se va răzgândi și așa mai departe. Și m-am dus la Svetlana și am zis, pot să-mi împrumuți, încă nu cumpărase. Zic, împrumută-mi și mie, blaga tău, că zic chiar. Întâi m-am dus la doamna Galina și am zis, ce ar trebui? Am explicat situația cu traducere, că nu știu rusă. Ce ar trebui, care ar fi cel mai potrivit pentru situația asta ca să amplifice intenția și să fiu acolo în flow și să se întâmple ce avem, trebuie să se întâmple natural. Și mi-a zis de blaga, m-am dus la Sveta, pentru că are încredere în mine și știa că nu o să fug cu el, mi l-a dat. Și vreau să vă spun că au fost exact magie pură. Deci au fost atât de multe chichițe. Deci tot timpul apărea câte o chestie. Asta nu e bine. Tot timpul erau așa, se rezolvau de la sine. Ceea ce am mai făcut, într-adevăr, am practicat foarte mult. Știți, probabil unii dintre voi știu sau toți, nu știu, puterea intenției și puterea emoției. E foarte importantă, pentru că este tot energie electromagnetică. Ce s-a întâmplat, probabil, cu blaga, am armonizat totul acolo. Și ce am mai făcut, i-am imaginat pe fiecare niște globuri aurii. Și faptul că noi comunicăm de la inimă la inimă electromagnetic și toată situația, deși putea să fie foarte tensionată, am simțit așa. Am fost vesel, am spus glume, m-am amintit de glumele domnului Ave, pentru că are niște glume, am râs cu poftă, din acestea așa cu oameni spirituali foarte simpatice și a fost, totul s-a rezolvat în așa manieră încât nici nu ne credea la sfârșit. Nu ne vrea să credem la sfârșit. Și bineînțeles, aseară am venit și am împărtășit experiența asta minunată și mi-am cumpărat două. Mi-am mai luat unul. Mi-am luat și superul și acesta și acum e foarte important că am și învățat să lucrez cu el. Adică nu să fiu doar un purtător pasiv. Ceea ce am mai învățat este foarte important, mi-a plăcut deschiderea și onestitatea și a spus, puteți să faceți absolut orice și fără ele. Deci nu trebuie să depindeți de ele, nu e vai, nu o să puteți să faceți nimic, dar acestea vă ajută, vă amplifică tot ceea ce faceți și vă ajută cel mai mult atunci când vă puneți un țel. Vă puneți țelul și începeți să lucrați în sensul respectiv. Nu stați acasă și vă puneți să vină să vină. Da. Nu. Este pentru oameni care acționează și îi ajută. Nu pot să vă spun ce se întâmplă. Ce telefoane am primit azi niște telefoane pentru niște colaborări pe care mi le doream de mult. Eu sunt trainer, fac cursuri de inteligență emoțională și îmi doream foarte mult să atrag colaboratorii potriviți. De mult. Ce spui tu cu tranzacția, Cristi? Eu de mult vroiam, nu? Dar atrageam pe cine trebuia. Și am primit astăzi niște telefoane și niște SMS-uri și am niște întâlniri deja pentru săptămâna. Trebuie să vede că tu ne-ai luat. Eu încă mai stau acum să se termine tranzacția și după aia am făcut cașcavalul. Asta vreau să vă zic. Pot să vă spun până mâine ce mi s-a întâmplat, dar eu vă recomand cu mare, mare căldură nu numai obiectele astea minunate, să veniți la seminar, să vă înscrieți, să veniți la seminar, pentru că experiența e fantastică.